Deci orice este posibil și sunt convins că nu vor renunța la acest obiectiv de a câștiga măcar locul 2. Miza mai mult oare o au cei de la Vaslui? Miza este locul 2 în cazul unui rezultat nefavorabil al Politehnicii, al Poli Timișoara în partida cu Dinamo. Oțelul Vaslui, dacă ar învinge la turnul Severin, ar învinge pe noi, ar putea Oțelul Vaslui să fie echipa care se duce în tur preliminar la Champions League. Cum Pandurii Oțelul nu se mai rejoacă, gorjenii nu mai pot prinde locul 12 și nici vasluienii nu mai pot lua titlul. Jocul de sâmbătă nu va fi însă unul de vacanță. Trupa lui Hizo trage tare să ia fața Timișoarei în lupta pentru locul 2 și vine la Severin cu gânduri războinice. Grigoraș se teme și el de perlele moldovenilor. Vasluiu este echipa care are cei mai mulți jucători care poate să facă diferența într-o partidă. Mă refer aici la un Wesley, la un Adailton, la un Sân Martean, jucători extrem de valoroși, extrem de puternici. Una dintre cele mai bune echipe și cred că a și lupt, cred că este echipa care era îndreptățită să câștige titlul. Deci presiunea e pe ei? Presiunea e mai mult pe ei, dar și dorința jucătorilor noștri de a învinge Vasluiu, de a termina cu fruntea sus. Pandurii au și nevoie de victorie pentru a nu fi depășiți de Bistrița în clasament. În echipa de start revin Chiricheș și Lemnaru, iar singurii absenții rămân Cardozo și Pleașcă. Grigoraș se străduiește însă să-și facă elevii să nu se gândească încă la vacanță. Să fie încununată cu un succes, mi-l doresc de tot sufletul și jucătorii la fel, chiar dacă este destul de greu de motivat, o echipă care deja s-a salvat de mai mult timp. Sunt convins că mare majoritate se gândesc la vacanță. Meciul Pandurii Vaslui a fost la un pas să nu se dispute din cauza datoriilor gorjenilor către Curtea de Argeș. Totul s-a rezolvat însă în timp util, astfel că partida se va juca sâmbătă de la ora 17, în același timp cu restul meciurilor din ultima etapă.